În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O preacurată Maica lui Dumnezeu, împărăteasa toate, auzi suspinurile noastre, cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credință înaintea sfintei tale icoane, și precum pasărea își acoperă cuibul de pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subțiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici, unde grijile amare ne copleșesc, dă-ne răbdare și odihnă, unde chinul și deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoși, întărește-i pe cei slabi, varsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atot milostivă stăpână, binecuvintează mințile și inimile doctorilor, ca să fie instrumentele atotputernicului doctor Iisus Hristos Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, stăpână și Doamnă. Întinde-ți mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristați, mângâierea celor îndurerați, ca de grab, primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm treimea cea de viață făcătoare și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.